trebuie să faci comparație cu alte cazuri mult mai grave. Eu unul, așa am trecut peste accidentările foarte grave pe care le-am avut în cariera mea de sportiv. Doctorii mi-au zis că am 50-50, mai pot continua fotbal de înaltă performanță. Mă gândeam că eu pot să merg, pot să alerg, că sunt norocos, trebuie să lupt, să am încredere în mine, că pot juca din nou fotbal la cel mai înalt nivel și prin lucrul acesta am și reușit. Viața e frumoasă, trebuie trăită și să avem speranță și încredere în noi că putem trece peste orice obstacol pe care îl avem în viață.